Băi, ce vine? Hai să scoatem moiul la păscut! Haide! Oile s-au dus la culcare! Haide să aprindem focul să ne încălzim puțin! Haide! Bună idee! Voi stați aici, eu merg dincolo de deal să văd ceilalte oi ce fac. Bine, bine, du-te! Bine, bine, du-te! Heee, acu și-i păcălesc eu! Băi, fraților, lupule, aveți grijă de oi! Ajutor, lupule! Se aude ciupanul nostru! Probabil se împrimește! Da. Să-l salvăm! Ce s-a întâmplat? Unde este lupul? Unde? Băi, prindeți lupul! Eu am grijă de voi! Unde? Unde l-ai văzut? Unde? Măi, ce bine! Cu asta nu se glumește! Haide-mi la turma noastră! Ei, nu mă laud, a fost bună farsa! Ajutor! Ajutor! Mănâncă oile! Bebe! Lupul, fraților, lupul! Iar este o glumă. Dar dacă este adevărat și în adevăr îi mănâncă oile și pe dânsul. Ce s-a întâmplat? Unde este lupul? Ce stai așa de liniștit? He, ce cioban mincinos. Hai frate, haide-mi acasă că acesta e mincinos. Iarăși v-am păcălit. Sunt bune de glume, așa-i? Să știi că m-am supărat pe tine. Iată căci într-adevăr s-a apropiat chiar lupul de cioban. Ce vă se aude? Mi s-a părut. Lupul? Fugi, lupule, de aici! Fui! Ajutor, nu glumesc! Da! Iarăși vrea să ne păcălească. Nu-l mai credem noi, mincinosul. Nimeni n-a să mă creadă. Ce-am făcut? Și așa a stat ciobanul cu coțat o noapte întreagă în copac, iar lupul îl păzea la tulpina copacului. Vedeți, copii, ce înseamnă să nu spui adevărul? Vedeți ce a pățit acest cioban? Ca să nu aveți și voi așa o situație neplăcută ca acest cioban, să spuneți mereu doar adevărul. Noi vă spunem pe curând, pa, pa!